Și am ajuns și la Sergiu Cioban, fotografie. Hai să vedem dacă e acasă. Sara, bună! Noi suntem prietenii tăi. Cine? Bună seara, la colindat! Poftiți, salut, poftiți! Sergiu! Bună seara, moșule! Pe cine, pe cine mai aveți pe aici? Avem Nenea Șemineu. Nenea Șemineu. Domnișoara Dion, gazda patiei. Hei, și aici prietenii noștri. Bucătăria, bună seara. Bună seara, bună seara. Nu, vede, nu, mulțumesc. Nu se vede fața de la... Nu s-a Hei, dar ce faceți aici? Pancake. Sper să ne dăm. Plătitele. Dar ce tehnologie aici, în zona asta? Ați văzut? În zona asta. Aici sunt făcute, de fapt. Dar unde e zona asta, moșule? Să zicem, moșule, unde-i? De parte. O, uite aici, a luat-o pentru clătite. A luat. O să iasă până la urmă vlogul ăsta lui Nenea. Să fac așa de fake. Așa pot să fac ce ăsta. Serios, m-am mâncat aia că uite, e gata. Dă-i un Sergiu, că Sergiu-i cu Nutella. Odite, să ne începem. E și cu Nutella și cu Nutella. Și ne pregătim și lunguia și imediat. Iu. Numai că Dani zice că înainte ar trebui să mâncăm desertul și după aceea. Asta nu-i desert, mă, că e cu brânză, mă. E cu brânză. Mm-hmm. Ala e un fel de pizza cu 4 formaggi. Exact. Să dai cu ketchup peste, știi? Mă, dar voi de fapt am pizza faceți, nu? Da, mă, da. Pizza e. Cu blat de clătită. Bravo. Bravo. Piadina. Vezi că poate scurge pe pantalon, mă. Dar știa baba că în casa eu să fie o dată plin de oameni, da. În Târgu Mureș. I-ar fi dat foc. Dar nu știam la Târgu Mureș, nu? Da. Dar oricum era plin de oameni, nu? Câți locuiau aici? Vreau să 6 persoane la un moment dat. Locuia baba? Hai să vezi și tu cum, când e interviuri la, la prietenele tale, să vezi cum se simt, ia. Deci, aici locuia baba, da? Da. Avea soțul, Petru, avea o fată care aici s-a măritat, avea un bărbat care aici s-a măritat. Vezi că scurge. Avea încă o fată care aici s-a măritat. Nutella făcută de... Dani. The one and only. Din soia. Eu cu Nutella. Eu cu Nutella din soia. Miros cu Mai puțin. Stai, două. Ia fel. Profi, profi. Ia fiți atenți. Bă, chiar acum nu ieșit. Din zilele Târgu Mureșene, el e acolo. Să mă chemați. 8 lei numai, 8 lei. 8 lei, 8 lei. Porte dublă, porte dublă. Iampi, iampi. Asta se ruptă așa fiecare. Asta e Dumnezeu. Luați-o din asta că merită. Uite. Uai, ce bine arată. Cine vrea din aia? Dă-mi-o aia mie. Cine vrea din asta cineva? Sergiu. Mai acolo, îmi lasă lumea, lasă mâncați și voi. Da. Sergiu, ne prezinți un pic camera. Camera? Camera. Cealaltă cameră. Nu. Hai să vedem cealaltă cameră. Hai să o vedem. This is de cealaltă cameră, e singura cameră locuibilă. Acum am pus aici moșul masa, masa nu era aici. Astea sunt chipsurile lui Dani de pe pat. Cred că chipsurile lui Dani, nu? Da, o pungă de chipsuri goală. Bine, acum este o masă brută aici. Avem un semineu. Un lingheal unde se spălăm pe mâini. Frumos, frumos. Să-l duci, uite acolo ce faină ați făcut. Aici e Nutella pusă la dezghețat pe semineu. Păi chiar funcționează. Pentru clădirea lui Dani. Tavanul, face tavanul. A renovat foarte fain. Aici îți pui și un post de aia de picolul nostru, știi? Să vadă ce o post înainte, că nu pot să-ți imaginezi. Vreo două poze. Și așa furi de cânepă. Vezi așa furi de cânepă, de astea făcute de bunica mea de la Căpuș, lângă band, mezoband. Fain, fain, bravo, moșul, bravo, să mai veniți. Nu ne are stăpoarele. Stăpoarele, acolo stăpoarele. Când vezi stăpoarele, se pichisește acolo, nu mai este lumină. Nu este lumină. Lasă. A mea e de pat. Uite lanterna, aia de mână, niciuna. Stai că-ți dau telefonul. Am eu. Sau uite, are Ina. Nu știu riscul lanterna. Uite acolo. Ia, dă-i un pic de lumină aici. Atât vadă moșul stăpoarele. Uite din partea altă. Așa. Hai că bag puțin de lumină, vine așa moșule. Așa da. Așa better. Colecția ta de topoare. Toate de acasă și refăcute. Le-am pus cozi, îți place? Tu le-ai pus cozile? Da. Cozi de la Dedeman, 6 de bucate. Uite după ce uite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7, 8. 8 topoare. Asta are coda veche, e autentică de când a fost, vezi? Cât de vechi? 1870-60. Da. Și a rezistat cu coada, da? E bărdiță. Da, tablou electric model. Fain, fain de tot. E fain lemnul ăsta. Super rustic. Sergiu de obicei face clasă de oriunde mergem. Fain, moșule. Uh-huh. Mai veniți pe la noi. 10. Mai trebuie să mănânc un pic de lână pe undemeasă vântul, știi? Unde s-au uscat grinzele și a rămas spațiu între ea. Space. The final frontier. Ce baci? Lână? Lână sau ce baci? Ah, nu, spune Sergiu ceva.
Uite, un brum autentic, el a fost brumul babei. L-am găsit în lada de vest. Din pot să cea... afară ca să înghețe, că să nu cumva să fie mult pe el. Da. Și acolo bate vântul, moșule? Nu bate vântul, nu? Nu știu, nu simt. Fain. Frumos, frumos. Hai să vedem aici ce se mai întâmplă. Ia să vedem. Cedar? Miroase frumos aici. Miroase boia. Vreți, vreți și puțin usturoi? Nu știu. N-avem destul. Da, avem noi usturoi. Păi acolo, da, e. Ah. Vrei usturoi? Vrei să pun usturoi? Nu, lasă, nu pune. Blocul fugim prin lanuri? Goală? Fugim prin cetatea goală, dar nu există cetatea goală, se numește, știi? Prin lângă carieră. Prin cariera de marmură și tal. Dolomită. De crescă tala se exploata. Da, mă, ceva clasic de-a nostru, mă. Da, mă, vinul ăla s-a făcut până la urmă. Da, mă, aici, e gata. O tocană de carne cu cartofi. Și o vom mânca la ora 12. Când o să avem și artificii și o să sărbătorim, de fapt, Revelionul. Dar nu că nouă ne place natura și atunci nu o să dăm niciun fel de artificii, nu facem nimic de genul ăsta. Artificii de casă. Și acesta e dumneavoastră? Nu. Nu, e de aici, din zonă. A, se fabrică aici? Da, din plantele de pe dealul. 40 de plante. Și am luat din aia murață în sare, nu în oțet. Ca să fie sănătos. De fapt, ăștia sunt singurii murați, știi? Nu știu dacă sunt murați, dacă ești moldovean, dacă ai fi moldovean, ai ști lucrurile astea. Că murăturile nu sunt alea pe care le știți voi în Ardeal. Ia vezi. Nu, ce miros. Luați, gustați, mă. Doamne, dar mănânci acum din... A, stai, eu castraveți, eu mor după castraveți, deci... Hai să împărțim ăla, nu? Hai să facem împreună! No, ia și tu! Moare, e bună? Ca să nu mai le spălăm? Da. Ia, ia, bagul, bagul ăsta, mă. Bagul, merge, nu? Mă. Dar are și un pic de acântură deja. E perfect. Vreau două la mulți ani! Încolo, spre stâlp. Da, nu mai ține. La mulți ani, la mulți ani. Sunt tot mai moi. Argeo. Ce? Lumina în cameră, ca să vedem mai bine. Dați-mi un mai încolo, mai stânga, să vadă, mai fac așa, așa, încolo. Ăla, ca să vede pe lungime încolo, știi? Exact în sus. Da. Așa, poftim. Uite, încă unul. Nici dar nu mai are. Aia, da. Nu, asta e piș, piș. Nu e pachet neapărat. Dar nu m-a ajutat merge. Capul pui mei. Mare, mare, o? Hai să mă doare nu, mai... Asta-i tot! Yo. Credeam că nu se mai termină. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit la furnalul de la Govăjdia! Păreți fresh azi! Foarte fresh! După o noapte lungă! O noapte furtunoasă! Furtunoasă! Hai că vă intra și eu să văd un pic furnalul, haide, bine? Haide să ne refacem speranța, uite, Mircea Diaconu a spus. Veniți și voi? A fost! V-a plăcut? Ce este acolo? Hai, un pic să-mi povestești exact cum a funcționat. Bănuiesc că asta e intrarea, nu? Da, acesta e corpul principal. Corpul principal. E chiar locul unde se găsește furnalul. Așa. Prietenii noștri ne-au povestit mai multe, dar ei au plecat astăzi, nu mai sunt aici. Nu mai sunt printre noi. Practic aici este furnalul, acolo în partea de sus.
veneau locomotiva cu vagoanele și se arunca direct minereul în cilindru. De jos aici se topea practic fontă și metale foarte, foarte greu. Am înțeles că cu niște funiculare de pe aici, de pe dealuri, veneau. Da? Și cu alea descărcau și le topeau aici. Și mai e funcțional? El s-a închis deja din anii 1910 aproximativ. Este din 1910 această construcție. Mm-hmm. La vremea respectivă a fost unul dintre cele mai performante furnaluri existente în lume. Era locul 2 în lume. Foarte interesant. Trebuie să veniți să vedeți. Pereții sunt extrem de groși, aici sunt găurile de elisire, partea de jos unde se făcea focul. A, uite și o localnică. Aici se mai țin și concerte se mai țin. Dar și faceți aici. Și tot felul de expoziții de fotografie. E o locație interesantă pentru evenimente din astea mai underground. Mai trebuia să doamna nu să pune de foc, să pune de genușă. Frumos. Pereții sunt groși de aproximativ. Cred că au un metru și. Mai mult de un metru, da. Construcție serioasă. De aici vom pleca să vedem un tunel. Tuneul în care mare, așa trecea mocănița care aducea minereu. E cel mai mare tunel de aici, săpat în stâncă, undeva la 800 de metri lungime. Traseu destul de scurt până la tunel. E vorba de linia îngustă de cale ferată. Pe aici trecea calea ferată, încă se mai văd traversele. Cam atât a rămas de ea. Eu nu știu de ce Sergiu nu s-a apucat mai devreme de vlogging, având în vedere că îi place să vorbească așa de mult. Uite. Stă și vorbește cu camera. Domnul Sergiu Cioban. Eroina. Fotografie. Eroina. Până pace mai sunt trei până behind. Ce fain e traseul pe aici, îmi place. Ne place, chiar ne place. Stai să vină și traversele. Nu traversele, aici o să facem pe forward. Uite, deja încep să apară, vezi? Aici o facă ca un fast forward. Suntem la un tunel după un drum scurt. Uite speranța. Luminița, unde poți? Este un curent. Deci aici era tunelul prin care trecea trenul, așa e? Da. Deci era cale ferată. Mocănița. Acum nu mai este tren nimic de pe jos, pentru că s-a furat tot, pentru că suntem în România. Nu se mai vede, nu se mai vede nimeni. Nu știu dacă se aude, dar e un curent aici. Vâjâiala. Da, lumina. Da, să mă prind și eu. Să fie lumină de... Lumină de ambianță. Da, la fel, era și vara curentul ăsta. Le pune pe capul armele, da? Dai seama, pus cărămidă, au căptușit pe aici.
da, este totul sus. Gândește-te, mă, aici, mă, cât o durat, mă, cărămida asta s-o pui. Oamenii acum au stat în frigul ăsta. Ani, vai de puii mei. Sergiu, știi cumva câți ani a durat construcția? Construcția? Tunelului. Săpatul. Ia zi. În 2 ani pot să pune tot ăștia. În 2 ani? Îl pură. Nu. Au trecut 10 minute și deja ajungem la capăt. Am cam înghețat. Vântul a bătut tot timpul din față. Se pare că așa bate tot timpul, că și vara la fel. Era curentul ăsta. De iarnă pe cealaltă parte. Și aici dăm tot de pădure. Frig, frig, cum-i? Foarte aici frig. Aici mult mai bine afară. Ah, să mă picioară. Bravo. Aproximativ un kilometru. Ceva cu jui, spune. Zlaj. Zlaj. Așa ai spus satului? Zlaj. Nu știu dacă vom ajunge până acolo. Zlăjenilor. Dacă te întorci așa, o să vezi ce frumos e și intrarea. Tu nu te așteptai să fie așa frumos, nu? Nu. Cineva vine din tunel. Liniște, cred că vine un dac. Haide, Sergiu! Cum e, moșule? Cum e afară? E mult mai cald. Plâng aici de... Curentul ăsta scoate toată căldura. Ia să vedem. Ce fain să vedem. Ia trebuie ce fain să vedem. Vezi? Da. Suntem în altă lume. Asta e lumea zlaștilor. Dacul nostru. Uite cum plâng aici de la curent. Aici e moșul. Moșule, tu ce filmezi? Salut. Salut, moșule. Ce-am găsit și eu prima mașină. Ce-ai găsit? Suntem în satul Zlaș. Nu știu cât de locuit e. Chiar mă întreba cineva unde suntem în Zlaș. Mereu până Zlaș? Nu. Nu mereu. M-am uitat pe hartă pe Maps și sunt ca să văd că vedeți de mers pe jos pe aici până Zlaș. Aici am ieșit undeva în fânețele oamenilor. Deci aici în față e numai... Pâneață, peisaj ăsta, adică, știi? Pâneață. Câmp, unde își fac funul. Câmp, unde fac focul. Hai, putem mai face 100 de metri, să vedem ce e acolo, nu mergem? Numai bine trimitem drona. Da. Dar la tine? Da. Șmecherilor! Și vedem exact unde să mergem. Hai să filmeze, ești serios. Hei! Nu, nu, sunt baterie. Aici chiar merge. Nu e adevărat. De ce? Nu e adevărat. Uite, o să ridic și o să se vadă tot. Totul se vadă. Ce o să se vadă? Copacii ăștia. Ceartă-l, ceartă-l. 1000 de metri ridic. N-o să mai găsim niciodată. O să se vadă cerul. De acolo, acolo sus. Dă mai sus lumina. Nu-mi dau seama unde mă uit. Acolo, uite, acolo. Mai sus, mai sus. A, uite, 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 uite. Uite, ia să-i vedeți? Tanti Lilieci. Tanti și tanta, tanti și tanta Lilieci. Ce face sarților? Sunteți bine? Bagă degetul. Cine bagă degetul? Eu nu bagă degetul, mi-e frică. Am luat o vară, am plecat din iarnă. Aici era cam mult. Pentru toți fanii mei, vă iubesc, vă iubesc. Ohoho! Hai, de ce? Acum ne duce Sergiu într-un sat părăsit. Am luat și pe Dani și pe Diana să nu-și mai bage rulota prin drumurile astea rele. Salut, sunt eu. Nimic. Mă ocup eu. Din fundul Dubei. Sohodol. Soce? Sohodol. Ne filmăm unul pe altul ca proști. Avem vreț filmare cu doi cameramani, se filmează unul pe altul camera ta. Hei, ce trafic intens aici. Da, da. Toată lumea vine în acest obiectiv turistic. Și pe roza. Odată tot o să ne ai o șunci din astea. Și am ajuns la biserica din Ghelare. Cum e, moșule, cea mai mare biserică din mediul rural? Biserica de la Ghelari, făcută pentru minerii din sat. Uh-huh. Minerii care... Deci e o biserică destul de veche, a? Tu vezi că biserica e mai înaltă ca ce avem noi în Târgu Mureș. Mai mică, nu? Probabil cât aia mare, catedrala mare. Așa pare.
Hei, dar ce ați primit? Am colindat pe doamna de aici și am primit o prescură. Și lângă brad era o ciocolată. Cred că pentru noi. De jeep, este 4x4. Rămâne că e pentru noi. Dar bună plecată. De aici mergem, în satul Alun. Avem trei sate. Avem, uite, unde-i tunelul. Uh-huh. Tunelul, ce-o fi ăla? Avem satul Ruda, Poinița Voinin, unde s-a născut Muntean Drăgan. Satul Bunila, după aia Alun. Uite-mă că cu... Da, are pecete. Uite, da, dar ce l-am găsit pe... Da, cum am găsit în casă. De asta, ceva, de la biserică, o ștampila. Da. Dar e bună pâinea asta, da? Caldă. Vedem-ne dacă mai ieșim de aici. Ne îndreptăm către comuna Alun și acum am intrat pe drumul de marmură. Suntem în satul Alun, un sat părăsit, zice Sergiu. Acolo sunt doi măgăruși. Trei sate veneau aici la școală, ați auzit? Mergem la școală. Da, clasic. Cred că o să se ajungă și în pod, eu așa știu. Hai să vedem ce e în pod. Aici doamna educatoare și-a uitat pălăria. Da. Unde suntem, Sergiu? Bună ziua, profesoară, ne scuzați că am întâlnit. Mi-am mâncat câinele tema. Părăsit, frate, părăsit. Nimeni, nimeni, nimic, nicio suflare. Și totuși un om de zăpadă. S-o fi făcut singur. Seros, Olaf. Au cărat la marmură aici. Și o super priveliște aici, munții retezat. Nu știu dacă îi vedeți, sunt destul de departe.